zis că de când a făcut sora mea filmul, au trecut deja 3 ani, dar ea știe că există festivalul Amatorul pentru că eu încă nu i-am dat premii. Ea știe că Raia trebuie să-i dă 1000 de lei și de fiecare dată când îi amintesc că trebuie să-i dă 1000 de lei, ea rămâne tot mai uimită, pentru că ea crește și începe să conștientizeze ce înseamnă 1000 de lei. Crește valoarea premiului. Și ultima dată când am spus că iată, eu îți dă pariția cu 1000 de lei, e cum? Asta foarte mult. Eu, da, dar e că dacă și la anul îți filmez și îți particip, s-ar putea să mai câștigi încă 1000. Ce știi? Și m-a întrebat anul ăsta, pe festivalul când o să fie? Și n-avea cu ce să filmez, că s-a stricat aparatul. Dar îți crească, știi, cu ideea asta, cu uite. Așa că filmele pentru copii tot cred că se poate de... Da, acolo a fost și o altă chestiuță. Sora ei a zis că pentru că l-ai difuzat, eu nu o să mai filmez, așa? Atunci mi-a spus asta, dar după... Dar nu mai filmat. Trei ani nu mai filmat. Nu a avut și, dar după când i-am spus premiul, eu am spus că o să mai filmez. Când încep să conștientizez, da. Dar mi-a plăcut că nu a întrebat ce ai să faci cu banii și a zis că sunt eu tufle. Ține-te. Da, am sunat-o direct. Nu cred că tufle, dar am întot din banii mei.